am parcat motorul pe marginea drumului, o mică parcare, și avem ceva scări din astea de lemn. Teoretic ne vor duce undeva sus la un punct de belvedere. Am luat și drona cu mine în caz că pot să fac ceva. Aici am vrut inițial să stăm, aici este o mică intrare, dar a venit doamna aia care patrulează, un fel de ranger, și ne-a văzut la fix când ne căutam loc. Sincer, pe zona asta aici de insule, pe Lofoten, nu mai vrem să stăm. Inițial am zis că poate stăm vreo două zile într-un loc, așa simțim acum că mai bine continuăm. Partea frumoasă la toată zona asta de Lofoten e acolo în capăt, unde te lasă feri în zona aia de Moskenes și te duci încolo spre Reine. Ar fi fost de fapt 30 de euro dacă n-am fi vrut curent, dar eu vreau curent pentru că vreau să mâncar toate chestiile, să lucrez la laptop, și așa am plătit 35 de euro. Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața! Ce avem noi aici? Soarele. Locul nostru de campare. Dacă ați văzut clipul anterior, am ajuns să campăm wild. Suntem pe Lofoten, în Norvegia, și nu așa ne-am imaginat prima noastră noapte de pe insulele Lofoten, să ne o petrecem pe marginea drumului, literalmente. Acum, odihniți și la calm, chiar ne bucurăm că am ajuns în această situație, pentru că nu ne-am fi dorit să ajungem într-una din campingurile alea full tixite de oameni. Ați văzut că am căutat în 3 locuri și peste tot a fost plin, plin. Între timp, mie mi se face backup-ul aici pe Transalp. Aseară nu am mai reușit, am fost mult prea obosit, ne-am culcat la ora 1. Aici la ora 1 încă soarele este sus pe cer. Dar ne bucurăm de această situație, v-am zis, așa cum e ea, a fost și este încă o experiență foarte faină. Încet, încet o să ne adunăm și nu știm exact ce facem astăzi. Am făcut deocamdată 50 de kilometri din insulă, ieri am ajuns cu ferii din Bodø în Moskenes, am făcut stânga, ne-am dus vreo 6 kilometri până în localitatea A și am luat la rând toată insula. Acum avem vreo 40 ceva de kilometri făcuți și toată insula are vreo 300. Mergem cât putem, vedem că campinguri nu găsim aici, deci ne tot ducem până găsim ceva fain, unde o să stăm probabil o noapte sau două, vedem. Rămâneți cu noi că cu siguranță va fi și asta un episod foarte fain. Ieșim de pe drumul care am campat. Mai avem 200 de metri, am fost cam la 500 de metri, cred că am fost de drumul principal. Acum este ora 9:30. Aici am vrut inițial să stăm. Aici este o mică intrare, dar a venit doamna aia care patrulează, un fel de ranger, și ne-a văzut la fix când ne căutam loc. Ne-a avertizat, a zis, nu campați aici. Intrați pe drumul ăsta și găsiți-vă unde vreți voi un loc, că îs câteva. Noi ne-am dus vreo 3 km încolo, dar n-am găsit nimic. Doar acel mic petic, o parcare cu un pic de iarbă, și pe la ora 1 ne-am culcat, până am făcut cortul, până ne-am făcut niște paste, dar vă uitați la clipul de ieri și vedeți tot episodul, foarte fain. Iar acum am dat un punct la Narvik, să vedem până acolo, dacă găsim ceva, ne oprim, dacă nu, mergem, poate chiar trecem de el, nu știm, sunt aproximativ 300 de kilometri până acolo. Sincer, pe zona asta aici de insule, pe Lofoten, nu mai vrem să stăm. Inițial am zis că poate stăm vreo două zile într-un loc, dar nu știu. Așa simțim acum că mai bine continuăm. De urcat spre nord nu mai urcăm. E un pic tentant să mergi în zona aia de Tromsø și chiar spre Nordkap, dar în următoarele 3-4 zile se strică vremea, vine un front efectiv pe toată Norvegia, vine urât și chiar nu am chef fix atunci să mă prind acolo. Chiar ne-am întâlnit ieri cu un băiat din Marea Britanie pe drum și ne-a arătat poze că a fost la Nordkap, efectiv ceață, vorba aia, nu-ți vedeai vârful degetelor de la mâini. Să mă duc, să prind așa ceva, nu mulțumesc, plus că de aici până acolo 800 de kilometri, nu ai mare lucru de văzut.
Noi chiar nu vrem să demonstrăm la nimeni nimic. Personal nu simțim că am vrea să mergem acolo. Da, într-adevăr, ar fi o satisfacție personală, dar acum așa considerăm că e mai bine să ne întoarcem spre sud. Da, ce frumoasă e plaja asta. Vrei să oprim aici? Ce frumoasă e plaja asta. Superbă. Hai că stăm un pic, facem 2-3 poze și revenim la drum. Interesant fenomenul aici în lac, că la margine apa nu e adâncă. Partea frumoasă la toată zona asta de Lofoten e acolo în capăt, unde te lasă feri în zona aia de Moskenes și te duci încolo spre Reine. Deci aia mi se pare inima. Acolo ieri am luat cadre cu drona, era ora 10 seara, dar era așa un apus din ăla constant. Chiar frumos, nu a bătut vântul, o atmosferă foarte, foarte faină. Ieri a fost o zi extrem de lungă, dar satisfăcătoare. Și acum uitați cum ieșim spre țărm, cum s-ar zice. Drum banal, nu-i absolut nimic ieșit din comun. De-aia chiar nu văd rostul să stăm aici mai mult. Mai bine coborâm pe coastă, că noi am venit dintre Trondheim și Bodø. Am făcut vreo 800 de kilometri în 2 zile și am venit pe drumul ăla E6, pe direct. Și acum vrem să mergem înapoi pe coastă, să luăm feriboturi, să mergem pe drumuri micuțe. Urmează un tunel de 1,8 km lungime. Mai bine ne răcorește un pic că nu e nici ora 10 și deja avem vreo 24 de grade afară. În tunel de obicei temperatura constantă de vreo 15 grade. Hai că am deviat un pic de aici de pe drum câțiva metri să intrăm în această benzinărie. Să găsim ceva la mic dejun și să alimentăm. Aici e pentru tiruri. Și aici. Uite, aici e cum mă duc în față. Și ce avem? Iar E10-95, ăsta-l băgăm. Da, da, uite că au și 98, vezi? E ok. Faci 98? Nu, bag 95-10. Între timp au parcat și alt motocicliști să alimenteze. Good morning, coffee. Și avem o pizzetă, un cappuccino, mâncăm și mergem mai departe. Vremea impecabil de frumoasă. Ne-am repornit la drum. Cel mai important lucru. Vreme superbă. Noi suntem bine, motorul e bine. Astăzi o să facem 5.000 de kilometri pe drum, ai 100 de kilometri. Ce poți să-ți dorești mai mult? Trebuie luate toate experiențele ca atare. Cu bune, mai cu puțin bune. Dar vă zic, așa ne bucurăm că am ajuns în situația de aseară. A fost de liniștit totul. Chiar o experiență foarte faină. Și dimineața, acum când ne-am trezit, și-o fost liniște, și-o fost cald, a bătut soarele și nu a bătut vântul. La un moment dat un pic s-a mai pornit, dar chiar foarte fain. Acum trebuie să așteptăm să ieșim într-o zonă mai interesantă, că aici absolut nimic interesant. Cam toată insula, cât ea de lungă, sau lanțul de insule, că nici nu știu că... Cred că mă mai pronunț eu greșit câteodată. Eu când zic Lofoten, pentru mine Lofoten e o insulă. Știu că nu e o insulă propriu-zisă, dar când mă auziți că zic insula Lofoten, să nu mă certați, că eu așa vreau să-i zic. Deci, cam pe toată insula am văzut acum limita de 60 la oră. Rar ai un pic de 70-80 pe distanțe scurte, chiar strict în localitate 50, dar în general e 60 la oră. Și aici acum ar ajuta un tempomat din ăsta electronic, că eu am varianta asta mea de plastic pe accelerație, dar nu e prea valabilă pentru că e foarte mult așa, sus-jos. Și în momentul în care cobor, mie mi se accelerează, mi se face aproape 70 la oră
și în cazul în care vine o pantă, scade aproape la 50 la oră, că nu, na, nu se autoreglează. Și cam în momentele astea simți un pic nevoia să ai tempomatul ăla, dar în rest mie îmi place. Place că suntem pe chill, pe relax. Acum mai e un peisaj interesant, am mai venit câțiva kilometri și avem acest pod în fundal cu munții ăia. Dar chiar acum vorbeam cu Iasmina și ziceam că per total am avut un noroc că am ajuns aseară în zona aia de capătul insulei Lofoten, că am prins un apus constant. Degeaba meream acum pe atmosfera asta. N-ai ce să faci, soarele ăla de la ora 12 cum ar fi. Nu ai ce să faci. E frumos pe apus, era acolo ascuns numai un pic după un vârf, după un... A fost și un pic înorat, ba a ieșit, ba s-a ascuns după nor. Deci a fost impecabil de faină atmosfera. Oricât am fost de obosiți, uai, deci ne-a plăcut maxim. Dar atât, pro 15 km, 20 de km, bucata aia. În rest, păi e frumos, dar atât, frumos. Nu te dă pe spate nimic. Drumuri bune, mers încet, aglomerație, un alt pod în zare cu câțiva kilometri mai în față. Da, nu poți să zici nimic, e interesantă zona. E altceva, e frumos. Uite, are 840 de metri lungime. Gimsøystraumen. Ne arăta viteza vântului pe pod, 1 metru pe secundă. Hai să vede interesant jos acum. În partea cealaltă iară. E înalt podul ăsta. Uite ceva de el. Avem și limită de 50 la oră. Am trecut de ceva oraș din ăsta pescăresc cumva, maritim, așa, avea un port foarte fain, dar până am dat drumul la camere, am trecut, era un port foarte drăguț, plin de bărcuțe ancorate, dar nu am văzut numele, nu știu, nu, chiar nu mă apare nici pe hartă, pe direct, așa. Păi încă undeva în extrema dreapta insulei. Uitați ce căsuțe n-am. Pe acolo îți vinzi 3 rinichi, 4 plămâni, să poți să stai 2 nopți. Ce mult seamănă peisajul ăsta cu Corsica acum. Când am plecat din Calvi și mergeam spre sud, aveam foarte asemănător, niște munți din ăștia în față, drum asemănător. Ne-a mai adus de câteva ori cu gândul spre Corsica aici pe Norvegia cumva. Uitați și cum curge apa afară dintr-o parte în alta, ce jet are. Am parcat motorul pe marginea drumului, o mică parcare și avem ceva scări din astea de lemn care teoretic ne vor duce undeva sus la un punct de belvedere. Am luat și drona cu mine în caz că pot să fac ceva. Rămâne de văzut. Nu pare foarte mult de urcat. Vezi așa, ui. E destul de multă lume. Acolo undeva trebuie ajuns în stânga. Pare frumos, da. E foarte cald deja, deci avem 27-28 de grade. Asta pentru noi deja, sincer, e caniculă. Și noi când suntem obișnuiți cu 15 grade, 14, 18, cam așa, e foarte mult 27-28. Thank you.
chiar nu mă așteptam că la 26-27 de grade o să zic că nu mai pot de cald. Deci nu e chestie că mă plâng, ci pur și simplu e un fapt. E foarte cald. E puternic soarele, e ca soarele de munte, dacă știți. Afară e relativ răcoare, dar soarele te topește, te arde. De la 28 de grade la 14. Așa da. Și are 3 km jumate tunelul. Cred că apucăm să ne răcorim. Uite că trecem iară pe sub apă. Ui, ce răcoare. Să vedem când ieșim afară cum o să ne lovească în cap. De vreo 30 de km încoace, cel puțin, avem doar limită de 80 la oră. Super, super fain. Chiar înaintăm bine. Așa nu simțim nici căldura atât de tare, așa 27 de grade. E chiar ok. Până în Narvik mai dă încă 2 ore jumate, 164 de kilometri. Se pare că după experiența de ieri, astăzi iar am niște rafale din astea de somn. Tot încerc să mă mai ridic în picioare, să mă ventilez un pic, să mă bată în cap vântul, să minte prin geacă, prin pantaloni. Mult mai fain. În aproximativ 10 km avem o benzinărie. O să oprim, probabil și alimentez, o să am vreo 170 de km. Vedem dacă au ceva de mâncare. Eu sunt foarte obosit după seara de ieri. Efectiv simt în continuu că mi se închid ochii. Până în Narvik am mai avea vreo 130 de km, dar chiar acum unde ne vom opri la această benzinărie este o variantă de trecut cu ferry dincolo și economisim mult. Cred că vreo 200 și ceva de kilometri, aproape 300 de kilometri, ceva de genul. Și dacă cumva e disponibil și găsim să luăm, eu sincer o să iau un ferry și trecem dincolo, găsim un camping și chiar vreau să mă odihnesc. Ultimele 3 zile chiar au fost maraton. Aici, în mod normal, drumul nostru duce pe E10 stânga Narvik și noi mergem la Bognes, unde ne-a arătat semn de ferry. Să vedem ce îi. Măcar ca fapt divers. Vedem dacă avem cursă. Oricum trebuie să oprim neapărat în benzinărie că vreau să mănânc și să mă odihnesc. Nu știm nici cât costă ferry, nici cât face ca timp. Încercăm să ne interesăm. Ferry vedem în port, iar e din ăla mai mic. Acum iasă mașinile din el afară. Da, tot ăla e acut. Hai să vezi dacă e ok traseu. Hai să mă duc să întreb pe băiat cât costă. Da, am întrebat pe băiat, a zis că pleacă imediat, că acum ea descarcă. Și a zis că costă vreo 100 de coroane, aia înseamnă vreo 8-9 euro iară. Hai că vedem. Măcar ne odihnim pe ferry un pic. Deci traseul e de la Bognes la Lodingen. Habar n-am cât face, că am uitat să întreb. A, nu-i din ăla mare, mare. E destul de micuț. Iar o să ne scuture un pic pe valuri. Trebuie să-mi las un pic de spațiu, că eu nu mă pot opri în pantă acolo. Cred că pe partea dreaptă mă bagă și pe mine. Aici, la legătoare. No, aici suntem parcați. Ne punem să ne strângem lucrurile și ne auzim sus pe ferry. Am ajuns sus, bineînțeles că hot dog. Deci am mâncat la hot dog deja până acum.
În viața mea eu n-am mâncat. Dar nu mă pot duc și sandwich-ul, atâta. Însumând atâtea câte am mâncat acum aici. Nu ai ce să mânci. Nu ai ce. Am plecat din Lodingen și mergem spre Bognes. Din ce văd, nu cred că facem foarte mult, eu zic un 40-50 de minute maxim. Am ajuns în Bognes. Am oprit și feriul. După mai multe manevre de stânga-dreapta, stânga-dreapta, ca la cutremur. Și urmează să coborâm. După care mergem spre un camping pe care l-am bifat la vreo 18 km de aici. Ceva base camp, nu știu cum. Mergem să vedem dacă e tot ok. Vai, ce fain e vremea. Păi, lumea și la îmbarcare de partea asta la altă. Cred că am făcut cea mai bună alegere că am venit cu ferry. În primul rând, o fac gratuit. Nu a venit nimeni să ne întrebe absolut nimic. Iar dacă au venit să-mi facă poză pe număr, eu nefiind în baza de date înregistrat cu sistemul ăla național al lor, nu e niciun stres. Oricum nu ar fi fost mult, în jur de 8-9 euro. 29,3 grade. Ora 3 și 10 minute. Da, cald. Pentru nordul Norvegiei, chiar foarte cald. Dar e bine. Decât să fie frig să plouă, mai bine să fie cald și soare. Ai, 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 Trondheim, trebuie să ajungem noi în vreo 2 zile. Poate chiar 3 zile, vedem. Ideea e că de aici acum începem coborârea spre sud. Am atins 5200 de kilometri până acum și mergem înapoi. Și uite că am ajuns la camping, mai avem 1 kilometru. Uite câteva căsuțe răsfirate, ăla e campingul jos acolo. Ce se vede în dreapta? Sunt niște căsuțe, locuri de cort, frumos lângă apă, hai să vedem. Dacă avem noroc să fie ceva de el, aici e intrarea undeva. Uite, cu un motorist deja acolo, recepția e aici. Uite că sunt ceva locuri. Hai să ne oprim aici la umbră să mergem să întrebăm. Rămânem aici și ne punem să facem cortul și după aia s-ar putea să mergem înapoi 10 km. Să ne luăm un alt. Ne-am gândit că mai prindem ceva pe drum, dar nu. Era ceva supermarket din ăsta mic non-stop. Am plătit, ar fi fost de fapt 30 de euro dacă n-am fi vrut curent, dar eu vreau curent pentru că vreau să mâncar toate chestiile, să lucrez la laptop. Și așa am plătit 35 de euro. Eu zic că e ok. Hai să ne apucăm de treabă, vă las cu un timelapse cum facem cortul. Gratis. Cine a pregătit cina? Da, este ca data mic dejun la cină. Nu-i bai, mic dejun la... ora 6. Da. 6 deja? Mm. 18 și 15.
De aștept să dorm, fraților, la fel că păsităm. Hai, nu te plânge. Hei, poftă mare. Dacă te plângi tu, să mai plâng, mă plâng. Poftă mare să avem, hai să vă arăt ceva. Uitați ce bucătărie comună avem. Gata, dragilor, e ora 9:30 deja aici. Eu m-am pus să-mi fac backup-ul, editez pozele de astăzi. Mare lucru n-am reușit să fac, dar cât de cât grosul. Uite că vine, pleacă lumea, e activitate. O să încheiem ziua 19 de aici, din Base Camp Harmony, din nu știu ce zonă. Notăm jos. Undeva, în Norvegia. Bun, și mâine continuăm. Mâine încă e vreme superbă. Nu știm ce facem exact mâine, dar vedem. După mâine vine ploaia. Da, miercuri, marți. Trebuie să ne gândim la un plan de backup, să stăm undeva 2-3 nopți. Mai editez și eu. Îmi place atmosfera. Uite-mă. Păi scărușit când vine. Latră. Bine, dragilor, nu uitați să ne dați un like, comment, subscribe. Și dacă doriți, să-mi cumpărați o cafea. Eu vă mulțumesc. Ciao. Ciao.